În weekend, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu efective din cadrul Poliției orașului Titu, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea braconajului cinegetic. În cadrul acțiunii au fost prinși în flagrant trei bărbați care au vânat un căprior fără a poseda autorizație de vânătoare. Polițiștii au prins în flagrant trei bărbați care au vânat un căprior fără a poseda autorizație de vânătoare. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au descoperit în portbagajul unui autoturism găsit la fața locului două arme de vânătoare și două cartușe nepercutate, bunurile fiind ridicate în vederea expertizării din punct de vedere balistic. Totodată, polițiștii au stabilit că unul dintre bărbați este vânător în cadrul AJVPS Dâmbovița, iar ceilalți doi nu au nicio calitate în acest sens. Aceștia sunt cercetați de polițiști sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni privind legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Cei trei bărbați sunt acum cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic și uz de armă letală fără drept, urmând ca la finalizare să se propună soluție legală prin parchet. Căpriorul în cauză a fost ridicat în vederea efectuării unei expertize medico-veterinare.